Salut, eu sunt Sherry, bine ați venit la un nou Amnam Challenge. Ba da, e un challenge. Eu zis că nu. Cum a zis că nu? Amnamul de data trecută știu că a făcut foarte multe view-uri, ceea ce înseamnă că v-a plăcut foarte mult. Sau că ați dat click pentru că era thumbnail interesant sau ceva. Bă, așa că astăzi facem încă unul fără Vasco, pentru că nu e așa, am trecut de nivelul Vasco. Scrie la Vasco de tare. De aici. Acum suntem mult mai profesionali. Da, nu mai e așa. Am aici alături pe Maximilian Ian, pe care toți îi știți, și Dia, care nu poate să lipsească de la niciun Amnam, pentru că ea a făcut de toate și ea citește întrebările. Deci, na. Fața lui Shelly de poze. Nu e așa urât, nu e așa, ba da, așa e. Amnam post un videoclip cu click. Niciodată în viața mea, Cum, să pui, stai că nu găsesc poza cu am. Bă, stai, am pus, toată lumea a pus. Așa, stai. Chiar dacă nu mă simt așa bine când pun. Ei, nu. Nu. Glumesc, da, nimeni nu se simte bine când pune clickbait, da, na, sunt diferite tipuri de clickbait și diferite moduri de a face clickbait. Deci, na, poate să fie așa, pe la mijloc. Amnam făcut ceva pentru canal pe care îl regret. Pentru? Canal. Ce canal? Din ăla unde te trece apa sau canalul de YouTube? Ce glume are Max? Nu e glumă, dar nu știam. Nu pune asta, că e prea proastă glumă. Vai de capul meu cât de seacă. Am fost făcut de râs în fața unui om pe care voiam să-l impresionez. Dacă am povestit să-mi și nouă ce... Stai, te-ți mă păi da, mă, dar să fii făcut de râs de cineva, nu? Nu, să te faci de râs în... Păi să ne facem noi singuri de râs, că așa m-am făcut și eu de râs singur, da, mă, da. Poate nici nu mi-am dat seama. Povestește tu prima dată. Ce să-ți povestesc? Nu știu, gândește la întâmplare, dar na. I-am zis dirigintei mele, o zis că e de 10 ani în școală și am zis că e de la 10 ani în școală, ca să fac să simte tânără. Și nu mi-o prea ieșit. Ce glumă e asta, fra? Bă, trebuia să-mi dea notă și am zis că e de la 10 ani în școală, adică are 20 de ani, știi? E povestire, nu e glumă. E povestire, nu e glumă. Da, dar tu ai încercat să faci o glumă. Nu am încercat să fac o glumă. Am încercat să fac o glumă cu diriga ca să se simtă bine și să-mi dea notă mai mare. Și gluma a fost foarte proastă. A fost cam proastă, dar da, tocmai m-am făcut de râs. Asta e ideea, asta trebuie să povestesc. Dar să știi pe nimic. Dacă aș fi fost prova ta, aș fi ofensat. Ia o râs. Și după mi-a dat 4. Am plâns prima dată când am văzut Titanic. Eu eram prea mic. Eu l-am văzut la 14 ani sau ceva. 14 ani? Da, n-am plâns. Și acum ai 15, nu? Da. S-a băgat anca, acum ai 15, nu? N-am renunțat la o fată cu care eram împreună și pe care o iubeam pentru a fi cu altă fată. De ce ai renunțat dacă o iubești și dacă... Ai. De ce vezi? Au făcut asta, probabil. Da, păi tu ai făcut asta, da. Ai renunțat la proful de religie? Ce? Nu știi, da, nu te uită la prima mână. Nu se uită la așa. M-am uitat, dar nu mai știu așa. Era numai că ea avea creaș pe proful de religie. Hai mai departe. N-am stat treaz până la 4 noaptea. Niciodată. Asta. N-am ținut părul cuiva care vomita. Dar nu mai știu ținute cui. A, da, am. Dar nu poza cu mine. N-am sărutat două persoane în aceeași zi. Stai să mă gândesc. A, da. Când? Cum ai povestește? Nu trebuie să povestesc. N-am rămas corigent la o materie. Nu sunt așa prost. Nici eu. Suntem mega psihitori noi. Ce medie generală ai avut? 10. Nu. 10? Nu, media, nu știu, am avut o singură medie de 9 în toată generala. Nu, acum, pe Banua. A, doamne ferici. Primul semestru. Nu mă întreba, am și medie de 7. Bă, am avut medie decentă. 9,10. La cât de puțin învăț eu, e bine. Învățați, copii. Eu învăț mult. Învăța. Noi învățăm. Mult. Mult. N-am avut fantezii cu o vlogăriță. Nu știu. Fantezie cretin spus. Bă, ce am pus mai aici? De ce s-a stea? Știa și-o făcut post. Dia! Doamne, Feri. Hai. N-am crezut că primul meu vlog a fost ceva mișto. Atunci sau acum? Atunci am crezut. Mamă, deci mie mi se prea cea mai tare idee. Știi ce am făcut eu? Lucruri pe care nu vrei să le știi. Mi se prea mamă. Da, și doar eu fac asta. A început Max, stați un pic să vă... Nu mă cunoști. Nu. Și probabil nu, stai. Nu mă cunoști. Și probabil nici nu vrei să mă cunoști. Nu mă cunoști, nu. Și probabil nici nu vrei să mă cunoști. Yeah.
15 lucruri despre mine de care ție nu-ți pasă. Am n-am chiulit de la școală doar ca să mă duc să mănânc. Graș și dracu. Am n-am crezut când eram mic, aveam camere de supravegheat în casă. Băi, eu mai aveam uneori impresia, eram gen, bă, dacă e în camera mea o cameră, o pus cineva. În camera mea e o cameră. Nu, gen o cameră de supravegheat. Da. Și acum mai am uneori. Nu știu de ce ai avea așa ceva, mă. Am n-am fost îndrăgostit de iubita celui mai bun prieten. Nu, nici eu. Am n-am copiat la o teză. Toată lumea face asta. Am avut o teză în clasa 8 în care proful o plecat, era un prof din ăsta pe sictirară, pe nu știu ce, pe eu sunt profesor bătrân, avea vreo, cât să zic, 60 de ani, eu am vechime, nu mai pasă, nu știu. Așa. Și s-a dus, a stat 10 minute cu noi la teză, după aia s-a dus la inspectoratul școlar și n-a lăsat cu femeia de servici. Și a dat teză cu femeia de servici. Eu am zis la profa de latină, n-am înțeles ce o scris pe tablă, ceva, un cuvânt. Așa? Și am întrebat-o și a zis, lăsați-mă în pace că aveți voi telefoane. Da, da. Și eram cu telefonul. N-am fost invidios pe un vlogger. Toată lumea e invidioasă. Toată lumea mai e invidioasă din când în când. Da, nu, acum am ajuns mai zen. Da, și acum nu mai pasă. Sunt zen ca un panda acum. N-am judecat pe cineva după aspect. Băi, când eram mic, poate era mai prost, acum nu. Poate. Adică gen, nu-s de acord cu chestia asta, dar poate am mai zis uneori când m-a enervat cineva cu nasul ăla care-i pârte de schi. Dar gen era glume. Fruntea aia care ești că e pistă de decorare pentru avioane. Mai frumos. Așa. Mam, nu m-am dus când eram la început cu vlogul să-i scriu la un YouTuber mai mare în comentarii. Ne abonăm reciproc. Nu, că nu era trendul pe atunci. Nu era, da. Dar în schimb mă mai băgam în seamă, făia niște... Mai trimitea mesaje, dar nu răspundeau. Da, da. N-am mers la un restaurant și am comandat ceva ce nu știam ce este și după când a venit mâncare, n-am mâncat. Cred că da, da. Nu știam ce e sau nu ne, poate nu ne plăcea. Nu știu ce e. Dar scrie. Păi dacă nu știi ce e. El nu știe ce și-a comandat la Dristor, știi? A, nu. Dar ce-mi comandasem? Nu știu, dar ți-au venit cartofii aia. Nu știu, ți-au venit 3 porții de cartofi și te-ai luat și ai venit deci era Dristo, eu nu înțelegeam cum funcționează. Dumă aia că trebuie să comanzi troc și după aceea să dea un bon, să te duci și în alt troc să îți preia comanda și am luat comanda altuia. Și ai pus sosul pe cartofi. Și am pus sos pe cartofi, ui! N-am fost fugărit de un câine. Am fost și după am mușcat. Și încă am urmă cu picior. Acum, bă, deci nu, era mai mic. Toată lumea zicea, nu mușcă. Și te-a mușcat. Și am intrat în curtea respectivului. Și am mușcat. Și aveam un minge în mână. A. Și n-am vrut să-i dau mingea și m-a mușcat de picior. N-am stat 2 ore să setez setup-ul înainte să filmez vlogul ăsta. Da. Asta e de la tine, da, da. Nu, e de la mine. N-am căzut pe scări și m-am făcut de râs în public. Da, eu la KFC. N-am avut curaj pe Dia. În viața mea, nu, mă jur. Dia e ca o mamă. N-am avut insomnie din cauza unui film horror. N-am. Hai bă. Ce film? Nu, n-am în viața mea, nu. Eu mereu am. Meu, mă speriam că o să am și n-am avut. Adică eu gen aveam coșmaruri și mă trezeam noaptea și vedeam camera neagră și aprindeam becul și... Mă verificam să fie toată lumea acasă, că mi-era frică. Am sau nu m-am lovit o dată atât de tare încât am leșinat? Asta nu e bună, dar am că e decentă. Păi măcar să fi zis tu că ai fi făcut. Bă, dar am leșinat de fapt. N-am fost la protest. Eu am leșinat. Am. Eu atât am fost cu bicicleta și m-am trezit am după... Am fost la protest și vă invit și pe voi să mergeți. Nu, n-am fost. N-ai ajuns. Păi n-ai vrea să ajungi. Da, dacă ar fi. Ok, acesta a fost episodul, dar partea a doua urmează pe canalul Max, o să facă și un am tot cu mine. Îl punem în același timp. Păi ba da, nu. Mă rog, cealaltă parte. Cealaltă parte să fie pe canalul Max. Mamă, ce ciudat mă văd. Dacă aveți acest lucru este de pe filmat, vă zic să dați un punct de noi. Dacă să dați un șefect în care am așa face pe mânt, dacă încă n-ați făcut să vă unați, mă zic, pa!